Bună ziua! Mulțumesc că suntem împreună astăzi aici la Câmpina, în cel mai minunat oraș al județului Prahova. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și îmi face o deosebită plăcere să vă prezint invitații noștri. Domnul senator Titus Corlățean, mulțumesc că ați venit. Domnul președinte Bogdan Toader, mulțumesc că sunteți alături de noi. Candidatul nostru, bineînțeles, domnul Nicolae Moisescu, și colegii noștri, reprezentantul colegilor noștri de alianță de la Pro România, domnul Liviu Davidescu. În continuare am să-i dau cuvântul domnului președinte Bogdan Toader. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, doamna Lupu. Trebuie să recunosc că vin mereu aici, în Câmpina, cu mare drag, iar în această ipostază îmi place să vin și mai mult, pentru că trebuie să anunțăm această alianță, Alianța pentru Prahova, și așa cum bine cred că știți, domnul candidat, domnul Moisescu Nicolae, candidatul Alianței pentru Prahova, și domnul Davidescu, reprezentantul Pro-România și candidatul pentru Consiliul Municipal Câmpina, au înțeles și au făcut posibil această alianță, au discutat proiectele pe care doresc să le implementeze în Câmpina și eu cred că împreună vor veni în fața câmpinenilor cu un program solid, ceea ce este de așteptat de la aceste formațiuni politice, pentru că oamenii au încredere în ceea ce noi am reușit până în acest moment și sigur vor avea încredere în programul de dezvoltare locală, pentru că Câmpina are nevoie de un refresh, de un restart și, bineînțeles, are nevoie de seriozitate, iar domnul Moisescu asta reprezintă, un om serios, un om pragmatic, un om care a dovedit de-a lungul timpului în toate funcțiile pe care le-a îndeplinit, că este în stare de orice lucru pe care și-l propune. Este în stare să aducă acea schimbare atât de necesară în Câmpina, în acest moment, și cred că în această formulă, în această echipă, în această alianță pentru Câmpina și pentru Prahova, va avea rezultatul pe care cu toți câmpinenii și-l doresc, acela de a schimba fața acestui municipiu care a rămas mult în urmă, din păcate, în ultimii 12 ani de zile. Eu am încredere în această echipă, o să vin cu mare plăcere să-i susțin și le promit că în postura de președinte de Consiliu Județean, din data de 28 septembrie încolo, îi voi sprijini cu siguranță în toate proiectele pe care dumnealor le vor propune câmpinenilor și nu, în ultimul rând, le pot spune că sunt sigur că nu doar eu îi voi susține, ci și domnul Corlățean și ceilalți colegi de la București, pentru că Câmpina chiar are nevoie de sprijinul tuturor. Bună seara, stimați invitați! Bună seara, prieteni din Alianța pentru Prahova! Vreau să vă spun că mă simt onorat că sunt în această seară în fața dumneavoastră pentru un scop important, Alianța pentru Prahova și pentru dezvoltarea județului Prahova, implicit și pentru municipiul Câmpina. Aș vrea să vă spun că gândesc această alianță ca un fel de restartare a motoarelor social-democrate pentru un viitor mai bun al câmpinenilor. În primul rând aș vrea să încep prin a mulțumi colegilor din PSD, cât și aliaților noștri, Pro-România și PPUSL, care, prin încrederea care mi-au acordat-o, prin susținerea candidaturii mele la primăria orașului Câmpina, ne vom uni forțele să ducem mai departe și pe tărâmuri mult mai bune acest oraș frumos. Orașul Câmpina, care este al doilea ca mărime din județul Prahova, din nefericire în ultimii 16-20 de ani, a avut o conducere locală de dreapta care a stagnat dezvoltarea acestui oraș. Pentru că a fost o conducere fără viziune și care a fost puternic marcată de scandaluri de corupție. Îmi propun, împreună cu echipa PSD,
împreună cu aliații noștri din Pro-România și respectiv din PPUSL, să ajungem să creștem acest oraș așa cum ne dorim cu toții. Vreau să vă spun că este un moment crucial prin care vreau să recâștigăm încrederea cetățenilor acestui oraș în administrația locală, să îi servim așa cum se cuvine și să le oferim un oraș dezvoltat la nivele și standarde europene. Programul meu de guvernare locală este un program clar, fără promisiuni. Programul meu se bazează pe 5 priorități importante și respectiv priorități pe care le-am cules din perioada asta de câteva luni de zile și prin care am văzut care sunt necesitățile, care sunt nevoile, care sunt nemulțumirile cetățenilor orașului și pe care îmi propun împreună cu dumneavoastră să le elimin și să ajungem acolo unde ne dorim cu toții. Prioritățile mele importante sunt următoarele. O câmpină conectată. Este o câmpină care să fie permanent în discuție și în dialog cu cetățenii orașului și să digitalizăm toate procesele administrative. O câmpină activă prin care să încurajăm afacerile și mediul de afaceri local. O câmpină sănătoasă, pentru că dorim, și așa cum și dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă, să facem investiții în infrastructură și în programe locale de sănătate. O câmpină educată și culturalizată. Să promovăm valorile locale și să avem un acces mai ușor către cultură și educație. Și în ultimul rând, restructurarea și modernizarea și transparentizarea, mai ales, administrației locale în folosul câmpinenilor. Pentru că tot ce vreau și gândul meu și crezul meu este să fac totul pentru câmpineni, în slujba lor. În principiu vreau să duc o campanie electorală curată, plină de dialog, cu idei constructive. Vă mulțumesc tuturor și, bineînțeles, vă urez succes! Am să dau cuvântul domnului senator Titus Corlățean, care dorește să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, stimați colegi. Vreau să vă salut cu mult respect. E o mare bucurie pentru mine să fiu astăzi la Câmpina și mai ales în compania colegilor din partid și din cadrul Alianței. Salut și pe reprezentantul Pro-România, cu care facem o alianță, cu care ne-am propus să câștigăm alegerile și în Prahova și aici la Câmpina. Îi mulțumesc, doamnei președinte, pentru introducere și mulțumesc domnului Moisescu pentru mesajul său foarte clar. Este un candidat care are toată susținerea Partidului Social Democrat și, iată, al alianței care s-a format aici pentru a câștiga primăria municipiului Câmpina. Este un moment politic important și voi spune de la bun început că am venit astăzi alături de ceilalți colegi pentru a susține candidatura dumneavoastră, fiind profund convins că prezentăm alternativa cea mai solidă pentru primăria municipiului. Și în general, atunci când îmi cunosc colegii, dar mai ales când nu-mi cunosc în mod direct colegii și am prilejul să cunosc oameni de calitate, mă uit în primul rând la profilul profesional, la profilul moral, foarte important, și la proiectele pe care candidatul și echipa le prezintă. Și vreau să spun că am venit cu deplină satisfacție, bucurie, pentru că am descoperit o persoană care a demonstrat în viața socială, în viața profesională, că este un foarte bun profesionist. Acest lucru este important. Pentru cineva care poate a fost mai puțin implicat în politică în acești ani, este important să fi demonstrat în viață, în activitate, că știe să construiască. România nu a excelat în acești ani prin modele de construcție, din păcate, foarte multă tensiune, dezbinare în țară. Domnul Moisescu este un om care profesional are lucruri deosebite făcute în carieră. Și acest lucru contează în politică. Pentru că mulți vorbesc în politică și nu foarte mulți au demonstrat în mod concret
că au putut să realizeze lucruri importante. Este o prezumție extrem de importantă pentru o carieră de primar într-un municipiu. A fi inginer într-un domeniu important, a avea rădăcinile aici în Câmpina și sunteți câmpinan, provenind dintr-o familie de petroliști, memoria comunității este importantă întotdeauna, cu o profesie de inginer în care în activitatea economică, în domeniul privat, ca manager, conducător, ați demonstrat lucruri deosebite, vă felicit și am toată încrederea că veți putea face lucruri deosebite în interesul comunității locale în calitate de primar. În al doilea rând, profilul, să spunem, privat este unul care contează în egală măsură. Și mai ales în viața socială când devii o persoană publică. Mi-a plăcut foarte mult în materialul de prezentare sublinierea faptului că sunteți un om dedicat familiei. Este importantă familia în societatea românească, trebuie să rămână importantă. Soția, copiii, sentimentul de familie demonstrează o putere de coeziune care este importantă pentru coeziunea comunității locale. Și faptul că setul de valori morale, moral creștine pe care le împărtășiți, le promovați într-un sens public, lucrul ăsta e important și ca model în comunitate. Am văzut diferite modele și modele în societatea românească până la cel mai înalt nivel în acești ani. Unele au fost extrem de nocive, extrem de negative. Avem nevoie de modele pozitive, de profesioniști, de oameni care știu să construiască, de oameni care respectă valorile morale. Avem nevoie de astfel de lucruri pe care să le oferim comunității și celor tineri. Nu în ultimul rând, am apreciat proiectele pe care le propuneți și îi spuneam domnului Moisescu în mod special, dincolo de lucrurile importante pe care le-ați menționat, am apreciat proiectele legate de debirocratizare, de ameliorare a actului de administrație, de digitalizare. Vin ca senator dintr-un județ pe care îl reprezint în Parlamentul României, de la Dâmbovița, avem exact aceleași preocupări. E nevoie de ameliorarea actului de administrație în interesul cetățeanului. Este nevoie să nu mai pierdem timpul în lucruri birocratice. Este nevoie să modernizăm această societate, să nu plecăm neapărat de la centru, să plecăm de la firul ierbii, să plecăm din comunitățile locale. Vă felicit pentru acest program, proiect pe care îl propuneți. Iată, deci sunt foarte multe argumente pentru care la nivelul echipei de la Prahova, PSD cu Pro-România, cu Partidul Umanist, deci în această alianță ne propunem să le oferim cetățenilor. Avem și am convingerea că cu o campanie electorală organizată, bună, cu un candidat pe care îl respectăm și îl susținem la nivelul Partidului Social Democrat și al Alianței, putem să câștigăm și vom câștiga aceste alegeri. Dar mai este un lucru care trebuie menționat din punct de vedere politic astăzi. Administrația de până acum și varianta oferită de alianță din partea dreptei pentru cursa electorală care urmează, au nevoie ca la un moment dat să primească un răspuns corespunzător din partea cetățenilor României. Pentru că politic, partidul de guvernământ care astăzi este la București la putere, se numește PNL, și cei asociați acestei puteri, mă refer la neomarxiștii de la USR și cei de la PLUS, sunt oameni și forțe politice care au făcut foarte mult rău României, cel puțin în ultimul an, dar și anterior. Această putere pe care președintele Klaus Werner Iohannis o conduce și o patronează, de fapt, a făcut foarte mult rău României și românilor. Cu un act de guvernare corupt, cu tunuri economice, financiare pe care le-au dat profitând de situația de criză, de pandemie, cu lucruri care, dacă 5% ar fi fost săvârșite de o guvernare PSD, ar fi fost un pretext de scos lumea în stradă, sunt lucruri care trebuie sancționate. Chiar și faptul că a încălca legi votate în Parlamentul României de Parlament, care au devenit drepturi câștigate. Mă refer la dublarea alocației de copil. Mă refer la creșterea punctului de pensii cu 40%. Sunt legi care, odată votate și intrate în vigoare, devin un drept câștigat. A călca în picioare voința Parlamentului, tu, guvern liberal, și cei care sunteți asociați acestei puteri și cei care vă reprezintă în comunitățile locale, cazul Câmpina, sunt lucruri inacceptabile.
Deci este mai mult decât o bătălie pentru interesul comunităților locale, este o bătălie pentru sănătatea României. Și aici nu are legătură numai cu modul de gestiune greșită a pandemiei de către puterea PNL și cei asociați acestei puteri, USR Plus, este vorba de sănătate într-un sens mai larg. Spun toate aceste lucruri la Câmpina pentru că va fi o perioadă de efervescență, de campanie. Știu că aveți un proiect foarte solid de campanie electorală, PSD împreună cu aliații noștri, aveți toată susținerea. Am venit cu mesajul conducerii partidului de susținere pentru candidatul nostru la primăria municipiului și spun acest lucru, mă uitam pentru că în general încerc să fiu bine pregătit acolo unde particip. Mă uitam la faptul că simbolic această lansare de candidatură se află într-un loc care a aparținut și acum mai departe familiei unui membru fondator al PDSR, domnul Ștefan Chițu, care a fost și un mare campion în sportul românesc de motocross și de bobi. O chestiune simbolistică și are un anumit sens. Mulțumesc gazdelor noastre pentru faptul că ne-au primit astăzi aici și ne-au oferit acest cadru deosebit. Voi încheia urând succes colegilor din organizația PSD și colegilor din Alianță. Avem de câștigat și putem și vom câștiga primăria municipiului Câmpina. Avem de câștigat un număr de consilieri, un număr important de consilieri locali care să ajute primarul în deciziile și proiectele care trebuie puse în practică. Avem de dus o bătălie politică și la nivelul județului și toată susținerea pentru candidatura domnului președinte Bogdan Toader la președinția Consiliului Județean. Eu invit cetățenii din municipiu să gândească foarte serios, să fie prezenți la alegeri, să vină să voteze candidatul PSD și candidatul acestei alianțe pentru Prahova la alegerile din municipiul Câmpina. Avem o ofertă de bună calitate din punct de vedere uman, administrativ, politic, dar și proiecte valoroase pentru acest oraș. Vă invit să fiți alături de noi și să dați un primar care să facă cinste acestui oraș pentru că merită. Vă mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, vom câștiga Câmpina, bineînțeles Nicolae Moisescu la Câmpina, bineînțeles Bogdan Toader la Consiliul Județean și tot, bineînțeles, pentru Câmpina. Și aș vrea să întreb dacă presa are întrebări. Mulțumesc! Din partea ziarului Oglinda, domnului senator Corlățean, o întrebare și domnului Nicolae Moisescu, candidatul PSD pentru Alianța, de fapt, pentru primăria Câmpina. Domnule senator, ați ales să veniți astăzi la Câmpina. Care ar fi motivul? De ce n-ați ales altă localitate? Ploieștiu sau un alt oraș din Prahova? Vă leagă ceva de organizația locală sau de candidatul Nicolae Moisescu? Am ales astăzi să încep la Târgoviște, să continui la Moreni, să continui la Răcari și la Titu, în circunscripția pe care o reprezint. Și am ales să finalizez ziua așa cum trebuie, într-un oraș în care am foarte mulți prieteni, colegi de partid, care mi-au făcut această invitație și pentru a susține un om care mi-a fost descris ca fiind de foarte bună calitate. Și, în general, am acest lucru la care țin foarte mult, la nivelul PSD, să promovăm oameni de bună calitate care să facă bine comunității locale. Ăsta este motivul pentru care am dat curs unor multiple invitații pe care le-am avut de a veni astăzi la Câmpina. Nu va fi singurul oraș sau singura localitate din Prahova în care voi veni în perioada următoare, în precampanie și în campanie. Am invitații din partea colegilor de partid și le voi onora cu mare bucurie ori de câte ori pot să ajut, indiferent de colțul țării. O fac mine, voi fi în județul Suceava, voi fi la Timișoara în alte zile și voi fi foarte mult, evident, în circunscripția pe care o reprezint, dar vă asigur că voi fi și la Prahova, așa cum am fost de-a lungul anilor, de câte ori am fost invitați de către colegii social-democrați. Mulțumesc! Și vă mulțumesc! Domnul Nicolae Moisescu, după 10 ani de guvernare de dreapta în Câmpina, ce vă face să credeți că veți câștiga alegerile domnului Moisescu? În primul rând, încrederea în toți cei care susțin PSD-ul din Câmpina, marea majoritate a oamenilor care au aceleași concepții ca și mine, social-democrate, provenim din același mediu, am crescut cu acești oameni sub aceste auspicii, eu le cunosc nevoile, le cunosc și bucuriile și cred că ne putem coaliza toți
atât tineri și mai ales tineri, cât și cei seniori, să reușim să câștigăm alegerile în acest frumos oraș. Este un oraș, al doilea oraș, așa cum am precizat, ca mărime din județul Prahova, care merită mult mai mult. Are un potențial extraordinar de dezvoltare economică, turistică, culturală și cred eu că cu toții putem pune umărul să îl ducem acolo unde își merită locul.